Salut și bine ați venit pe 10 la info.com. Eu sunt Paul Somesan și în acest videoclip vreau să vă arăt prototipul, prototipul problemei și cum le va arăta rezolvările și indicațiile și videoclipuri elevilor care vor decide să, să ia pachetul Golden de pe 10 la info după ce site-ul va fi gata. Desigur, Vreau să, să vă arăt cam cum ne-am gândit noi, și desigur așteptăm și alte, și alte indicații de la voi și sugestii ca să facem acest pachet mult mai atractiv și să vă ajute cât mai mult, pentru că până la urmă asta este scopul nostru principal. Avem aici ID și numele problemei. O să fie în mod normal ID-urile de PPB Info, însă s-ar putea să nu mai punem ID-uri pentru că nu vom avea probleme doar de PPB Info la acest capitol. Deci la, pentru, copii, pentru, elevii care decid să ia pachetul Golden vor fi probleme și de pe alte site-uri, probleme propuse de noi, probleme rezolvate de noi, probleme luate de la diverse admiteri, probleme luate de la, din interviuri de angajare la Google, Facebook, etc probleme rezolvate, da? Avem aici cerința uh, problemei, desigur nu stau acum să o citesc, bine aici este ID-ul de pe info și numele problemei avem cerința, datele de intrare, datele de ieșire, restricțiile și precizările exemplul uh, o secundă să-i dăm aici un preview preview in new tab așa uh, așa este cel mai bine, acum aveți vedea, da, uh, aici avem cum spuneam numele problemei, desigur pentru pachetul golden nu vor exista, uh, nu va exista publicitate, reclame aici pe margine, va fi mult mai frumos. Însă deocamdată vreau să vă arăt doar cum, la ce ne-am gândit noi. Avem aici uh, ID și nume, cerință, după aceea o să avem. Bine, la voi nu o să vă apară private și așa mai departe. Astea, astea sunt la mine pentru că sunt aici editor pe uh, WordPress. Uh, cerință, date de intrare, date de ieșire, restricții și precizări. Exemplu, avem aici SPC2.in, fișierul de intrare, fișierul de ieșire, ca să vă puteți verifica singur problema în codebox. În cazul uh, după aceea, dacă nu ați înțeles corespunzător cerința, avem indicațiile noastre, care pentru fiecare problemă în parte vor fi diferite și vă va vă va ghida spre drumul corect și drumul bun de a rezolva această, această problemă. După ce aveți soluția noastră care se bazează pe indicații, unde vedeți că avem și comentarii pentru a putea înțelege mult mai ușor la ce se referă problema. Adică, de exemplu, aici, dacă am zis că, sus am zis că declarăm trei matrici de cuvinte, aici sunt adică cele trei matrici pentru cuvinte. Indicii celor trei matrici, aici cu sută retoc, am explicat că este vorba de despărțirea cuvintelor. După aceea, aici există sortarea, am scris sortare, sub, subiecte, predicate, complemente, ca să știți de fiecare la ce lucrăm. Și după aceea, desigur, aici este vorba de afișare și ea uh, explicat. După aceea, dacă doriți să vedeți explicarea pașilor prin care trecem frumos grafic, noi deja am comandat whiteboard-ul de pe EMAG, ar trebui să ajungă în decursul zilelor viitoare, până miercuri, și să ne apucăm să filmăm videoclipuri în care rezolvăm și care explicăm algoritmi fiecare probleme în parte, acolo pe aici într-un videoclip, desenăm pe tablă de ce a mers așa și practic ce facem. Uh, ok, aici aveți, veți vedea, uh, este momentan un video de pe YouTube luat în care rezolv problema sub 2 însă va fi un videoclip personalizat, un videoclip care nu-l găsiți pe YouTube, că până la urmă de asta, de asta Alex să plătească cei care vor cumpăra uh, pachetul Golden, un pachet care nu va fi scump, deci veți, vedea, veți avea acces la peste 2.000, de probleme în genul acesta cu date de intrare, ieșire, exemple, indicații, soluția noastră și după aceea, videoclip explicativ, inclusiv la uh, probleme date la admiter, bug, interviuri de angajare, Google, Facebook și așa mai departe, pentru că este vorba de o algoritmică puțin peste algoritmica care se dă uh, la o admitere la facultate, deci nu este foarte greu și o să vedeți că vă vom explica aceste lucruri. Uh, Desigur, veți găsi astfel de probleme la doar, cred că, 10 euro pe lună va costa pachetul, la peste 2000 de probleme, Deci, practic, vă puteți pregăti pentru admiter să luați 10, pentru bac, să înțelegeți toată informatica cu doar 10 euro, pentru că asta va fi probabil prețul uh, pachetului. Totuși, dacă vi se pare prea mult, aș vrea să... Uh, să ne ziceți acest lucru în comentarii că până la urmă noi pentru voi facem acest lucru și desigur foarte mult ne interesează pe noi și părerea voastră despre aceste lucruri pe care noi le dezvoltăm aici. Vreau să ziceți dacă credeți că merită acest lucru, dacă credeți că nu merită. Uh, Desigur, e o muncă enorm de mare să rezolvăm toate problemele în așa fel încât voi să înțelegeți absolut tot din ele, dar să le rezolvăm la nivelul de clasă, problemele de clasă și la un nivel de olimpiadă, problemele de olimpiadă, să punem comentarii pe ele, să căutăm pentru fiecare problemă să dăm indicații de rezolvare scrise de noi exact care se potrivesc pe sursa scrisă de noi și mai apoi să filmăm și un video de 5-10 minute în care explicăm de ce am ales să mergem așa, de ce nu am ales să mergem în alt mod și cum am rezolvat totul. Eu zic că este un preț fair, totuși sunt curios odată ce părere aveți despre prețul la care ne-am gândit noi și mai apoi despre ce am putea adăuga. De asemenea, pachetul va conține și posibilitatea aici jos de... aici va exista un buton de a, trimite... A, pro, trimite Soluția, să ne trimiteți voi sursa voastră care nu funcționează și dacă voi credeți că ați parcurs toți pașii, ați înțeles tot și totuși nu funcționează soluția voastră, o puteți ne o puteți trimite și noi în decurs de 48 de ore, vom reveni cu un răspuns de ce soluția voastră nu funcționează. Mi se pare un lucru foarte frumos, un feedback, uh, un feedback foarte rapid la și un ajutor din partea noastră extraordinar de bun. Da? Uh, deci Efectiv, site-ul ăsta la care noi ne gândim ar putea să suplinească foarte bine uh, un profesor, meditator sau așa mai departe și pentru elevii care se pregătesc pentru bac și admitere, îi poate ajuta enorm de mult uh, să se pregătească. Cam asta este ce am avut eu de spus. Uh, vezi, vor exista aici categoriile frumos, mult mai bine făcute, deocamdată sunt foarte multe și trebuie scrolat prin ele, însă cum spuneam, totul va fi mult mai frumos. Sunt curios ce, ce părere aveți despre problema asta strict uh, și despre structura sub care vrem noi să uh, facem aceste probleme. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, aștept în secțiunea de comentarii feedback-ul vostru, pentru că noi avem, o să avem de lucrat la chestia asta câteva mii de ore, da, și vrem să știm uh, ce părere aveți, nu chiar mii, vreo mie de ore în total și suntem curioși să vedem ce părere aveți voi despre această idee a noastră. Vrem să o lăsați în secțiunea de comentarii și dacă avem un feedback pozitiv, ne apucăm de treabă cât de repede posibil. Vă mulțumesc mult și să aveți o zi minunată!